Ziua Internațională a Copilului a fost sărbătorită în municipiul Reghin în mai multe locații deodată. În centrul orașului, autoritățile locale au pus la cale o serie de activități, precum și în Parcul Tineretului. După cum se poate vedea, desigur, astăzi e normal, 1 iunie, o mulțime de copii în jurul Parcului Central. Organizăm Ziua Copilului, probe de cross, ciclism și role aici, în Parcul Central, deoarece jos în Parcul Tineretului avem competiție de fotbal, Memorialul Vlad, și o competiție de basket. Totodată doresc să le mulțumesc celor care ne-au ajutat la realizarea acestui eveniment, și anume Poliției Reghin, Poliției Locale Reghin, Serviciului de Ambulanță, Primăriei și Consiliul Local, care ne-a permis să putem achiziționa cupe, medalii, diplome, tricouri și duciuri pentru copii din municipiul Reghin. Și cu toate că nu plouă, sperăm să avem o zi cât mai memorabilă din punctul ăsta de vedere. Basketul a fost principala activitate care a avut loc în sala sporturilor din Parcul Tineretului, la care iubitorii acestui sport au intrat în competiție. Pe stadionul Avântul, mai multe echipe din Reghin și țară s-au adunat pentru a juca în cadrul memorialului Sorin Vlad la fotbal. Sala de sport a gimnazului Florea Bogdan a găzduit o competiție la tenis de masă la care au luat parte copiii de la toate gimnaziile reghinene. La Florea Bogdan organizăm un concurs intitulat Cupa 1 iunie, concurs de tenis de masă. Iar la acest concurs participă toți elevii de la toate gimnaziile din Reghin și este modalitatea noastră de a le transmite copiilor că iubim, că le dorim multă sănătate, dorință de a învăța și de a iubi sportul. Biblioteca Municipală Petru Maior s-a implicat și în acest an de Ziua Copilului. În jurul amiezei a avut loc premierea celor mai buni prozatori și poezi la concursul Tinere Condeie. La finalul acestui moment a avut loc și o prezentare a unei piese de teatru a elevilor de la gimnaziul Florea Bogdan.
Să trăiți, domn capitan. În câini paharul, să taie dumneavoastră. Așa se face. Să aveți noroc, domn capitan. Poftiți la bilete, domnilor, luați bilete de loterie, cele mai mari câștiguri, domnilor. Ziua internațională a copilului a fost plină de activități pentru copiii de gimnaziu din tot Reghinul. Fiecare a primit în dar de la administrația locală câte o ciocolată pentru a se bucura de ziua lor, iar câștigătorii diferitelor activități s-au ales cu diplome, medalii și cupe.